în anul 1969, așa are dreptate. În luna mai, la o defilare. Mergeam la defilare, să defilăm de 1 mai. Și acolo, în grupul care era adus de la întreprinderi pe unde lucram, era și... Viitorul meu soț, adică eu. Adică da. Viața noastră pare un tren lung, în care toți ne trezim mergând. Eu m-a dus în cizmiciu și m-a plimbat cu barca și mi-era o frică de nu mai puteam de frică în barcă. Am văzut că nu prea vrea să intre în barcă. Formă a venit la mama casă și ne-am logodit și... Unde stăm câte un minut și când este mai plăcut, trenul sună, pleacă, a trecut. Ne-am ieșit în curte și am mers în grădina ei, avea o grădină cu pomi și era perioada cireșilor. Și mergând așa pe alei, a început să culeagă cireșea și îmi băga în gură așa. I-am dat cireșe? I-am dat cireșe, deci a rămas așa, entuziasmat. M-a cucerit cu... Cirea așa aia care o țin minte și acum după 50 de ani de căsătorie. Iar durerile sunt stăpâne. Fiind în mijlocul bisericii, am privit în cupola bisericii și am văzut pe Iisus cum stă deasupra noastră și în acel moment, poate sfinții coborâse după pereți, rămâsese numai vopseaua, venit cu binecuvântare, era în jurul nostru în biserică. Până de faptul că toți prietenii dragi, aveam niște prieteni în copilărie, de când ne jucăm pe stradă, niște colegi de servici și copiii și nepoții mei, care au participat la această... Bucuria noastră bucurie. Ce ne-ați oferit astăzi cu toții, că ne-am adunat și ne rugăm la Dumnezeu să ne întărească în credință și să fim sănătoși, să ne dea sănătate la toată familia. Suntem bucuroși, mai ales că am avut această sărbătoare care ne-a umplut sufletul de bucurie, avându-i pe toți în jurul meu. Cum dorim... Mulți copii urcă în tren voios, mă gândesc la anii mei frumoși, însă trenul mă înfioară când în fiecare gară văd câte un bătrân care coboară. Îl privim și ne întrebăm apoi în ce gară coborâm și noi. Revăd timpul ce-a trecut, prea iuteam călătorit, poate am trăit, dar n-am știut. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă am fi în viață simpli călători. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă am fi în viață simpli călători. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim.
Thank you.
aveam vreo 16 ani. Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mai duceam când aveam vreo 20 de ani. Doamne, ce viață mai duceam. Mă duse la primărie să declar căsătorie. Doamne, ce fericit eram. Mă duse la primărie să declar căsătorie. Doamne, ce fericit eram. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 30 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. O duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. O duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. Când aveam vreo 40 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. Copii crescuse mari, panici ca și doi stejari. Doamne, ce fericit eram. Copii crescuse mari, panici ca și doi stejari. Doamne, ce fericit eram. Întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 50 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. Pe copii ajutam zi și noapte, nu dormeam. Doamne, ce fericit eram. Pe copii ajutam zi și noapte, nu dormeam. Doamne, ce fericit eram. Când aveam vreo 60 de ani, mă plimbam prin parcul cu castani. Vedeam frunzele picând, anii vieții numărând. Doamne, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, anii vieții numărând. Doamne, ce viață am mai dus. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 70 de ani, îmi crescuse nepoței mari. Iar dacă am ajuns unic, nu-mi pare rău de nimic. Am fost și eu cândva copil mic. La 80 nu vreau să ajung să fac umbră la pământ. Bine ar fi să stau așa cum sunt. Ei, mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Oh!
Viața noastră pare un tren lung, în care toți ne trezim mergând. Și prin ploaie și prin vânt, mai răzând, mai lăcrimând, ne întrebăm unde am urcat și când. Fericirea ca o haltă e scumpă și se duce repede. Unde stăm câte un minut și când este mai plăcut, trenul sună, pleacă, a trecut. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă-mi fi în viață simple călător. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim. Iar durerile sunt stații lungi, nu se mai sfârșesc, aștept și plângi. Tot mai multe se ivesc, parcă în ciudă se lungesc, n-am putere să le ocolesc. Și de nerăbdare uneori dorim să ajungem în alte gări, unde vrem să întâlnim fericirea ce-o dorim, dar prea scump e drumul să-l plătim. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă-am fi în viață simpli călători. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim. Mulți copii urcă în tren voioși, mă gândesc la anii mei frumoși. Însă trenul mă înfioară când în fiecare gară văd câte un bătrân care coboară. Îl privim și ne întrebăm apoi în ce gară coborâm și noi. Revăd timpul ce-a trecut, prea iuteam călătorit, poate am trăit, dar n-am știut. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă-mi fi în viață simpli călători. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim. Ce ușor se duce timpul uneori, parcă-mi fi în viață simpli călători. Ținem drumul, dar nu știm unde trenul să-l oprim, să avem o viață cum dorim. Ne-am cunoscut în anul 1955. Eu să fi avut circa 6-7 ani. Jucam fotbal bătată cu... N-aveam minge, jucam minge din ciorapi. Mamaia ta avea căprițe, două căprițe simpatice. Taică tu avea un câine mox, de-o splendoare frumos. Mămica mea făcuse chiftele prăjite. Eu am venit acasă, am luat chiftele și împreună cu Mândică și cu alți doi, trei băieți, în cabina la tractoarele alea, că era numai cabina, nu și tractorul, le-am mâncat, i-am lăsat pe părinții mei fără mâncare. Cum a fost Mândică, să aveți exemplu pentru el.
E un băiat extraordinar. Ne-am ajutat reciproc. Permanent. Permanent. Nu se poate spune aici. Aici ai chiftele prăjite și le-a halit a rămas. Cred eu că sunt cel mai bun prieten al lui la ora actuală. Un cuplu Rumbei ne-a atras foarte mult, adică pasiunea care o avem amândoi. Îi creștem, îi îngrijim. Să-i trăiască nepoții, să aibă parte de ei, să stea mai mult în viață, să poată să-i ajute, pe cum a ajutat și copiii, care are doi băieți de nota 10. 83, 84, nu mai țin minte precis așa. Ați fost colegi? Am fost colegi. Chiar odată mi-aduc aminte, am fost la o cursă de Berlin și el sfărea cu spatele și avea de cumpărat o butelie de gaz roșie, cum era de 5 litri. Și am adus-o eu, că el nu putea deloc să sară cu... Îmi luase o ușire, o durere de spate. Oh, câte amintiri avem plăcute și... Mai ales că acum, când suntem pensionare, plecăm în vacanțele astea care e pe la Căciulata împreună, cu familiile, cu toți, o 50 de ani de căsătorie. Să venim și la nunta de platină, care e la 75, nu? E diferență de 3 ani între mine și ea și eu trebuia să o ascult. Știi că eu ziceam da. Da? Trebuia să o respect, să o ascult. Mama pleca cu lapte la laptele să-l vând acolo la ce era în glina, colectarea laptelui. Și eu începeam să plâng, știi? După, mama, mama. Și ea mă băga, mama ta, mă băga în camera aia din mijloc și mă, taci că ne aude vecinii. Și eu mai rău făceam. Ne duceam la Casa de Cultură, se ducea ea întâi, că a început să meargă și nu mă luai, zicea lui mama să o oprește acasă, să nu vină după mine, că era mai mică. N-am avut discuții, ca surori, așa și mai târziu, după ce s-a măritat, cu împărțirea averii, cum am lăsat și eu de la mine și ea. Păi că nu, domnule, jumate. Și așa e frumos, da. E păcat să nu ne avem bine, viața asta trece așa de repede. Nu avem timp să ne mai împăcăm, să ne certăm. Păi da. Am numai amintiri extraordinar de frumoase. Când venea dintr-o cursă, totdeauna mi-aducea flori, parcă din Singapore sau totdeauna mi-aducea câte o cutie superbă, orhidee, da. Îi admiram foarte mult și când și plecau la sărbătorirea anului nou, nu știu pe unde. Și au venit foarte frumos așa îmbrăcați ca să ne arate și nouă cum se prezintă dânsii la un an nou. Bineînțeles că i-am admirat când am auzit că renunță la casa aceea din Frumușani. Și mă gândeam dacă... Cred că nimeni nu știu dacă a regretat că s-a vândut această casă, cum am regretat eu, că nu mă gândeam numai la mine. Dar erau și copii ăștia mici și aveau unde să se joace. Acolo au fost câteva aniversări extraordinar de frumoase ale copiilor și i-am admirat așa ca cuplu de înțelegerea care mereu a fost între ei, o armonie care a fost între ei. Acum nu prea se obișnuiește așa ceva. Tineretul ăsta este cu totul altfel. Un exemplu pentru mulți oameni. Mama ta, o gospodină extraordinară, taicătul la fel, tot se aducă, tot era cu pungi, cu plase, ca să se aducă ceva copiilor. Știa ce să vă mai aducă și ce să mai va. Respectul față de soție care l-a avut domnul Ghiță mereu, foarte, foarte mult mai impresionat. La un moment dat, Miuța, cum vei tu așa facem? M-a impresionat. Eu cu Mândica am copilărit cu ăsta, cu Burtică, cu
cu Nelu, cu Brăscaru, cu Burtică. Cu ăsta. Cu Cornel Brăscaru. Cornel Brăscaru. Da, da. Niște porumbei acolo, n-avea porumbei, avea acolo măcacea în gura. Stătea vis-a-vis de Brăscaru. Bătea ce mingea pe părul lui de nevenea rău. Porumbei într-o veselie, el creștea porumbei. Ca și acum, nu vezi. La apartamentul nostru, la etajul 7, vedeam în curte și aici unde s-a mutat formă, unde era cu camionul cu cai. Mândică m-a ajutat foarte tare. Eu am cumpărat o mașină avariată și am reparat-o în curte, în fundul curții la bunica ta. Acolo unde era cișmeaua. Amiciția și recunoștința, în special la mea, și sunt convins că și pentru el și a lui, pentru că e un om cu bun simț și, ce-am spus, săritor întotdeauna. Și eu am zis așa, să mă cheme și la nunta de platină, dar până una alta să mă cheme să la 100. Am avut plăcerea să mă cunosc cu el după activitate. În unitate eram cam trecători, unul venea, unul pleca și ne-am respectat și ne-am văzut aproape la fiecare lună, așa, mai mult la pensie. Ne-am împrietenit mai mult decât eram ca prieten făcând parte din aceeași unitate. El este un bun exemplu pentru ceilalți, părerea mea. Urez sănătate, că este mai scumpă decât toate, și să aibă în continuare grijă de familie, de nepoți care... Cum a avut și până la acum. La săptămână vă văd câte o poză de a nepoțelelor. Eu îl cunosc pe Mândică de aproape 40 de ani. Eu auzi. Deci am fost colegi, am lucrat împreună, am fost la zbor, în unitate ne-am văzut permanent, după aceea am ținut legătura permanent. Știu dacă am avut doi colegi egal cu el. Eu nu cred. Mă urmăresc de colegii mei. Un om de o bunătate extraordinară, sincer, el nu știa cuvântul nu. Când era vorba să ajute pe cineva, el făcea orice posibil ca să-l ajute. Eu așa știu. Așa spun toți colegii care îi cunosc eu. N-am auzit unul să-l vorbească de rău vreodată. Așa, da. Rar întâlnești un al doilea om. Asta e părerea mea. Un om tipicar, un om atent, un om la orice făcea și la orice spunea. Și când plecam în misiune, era atent, eram împreună, ne respectam. Eu n-am auzit pe cineva să certe cu el. Știți pe cineva care se certa cu Mândică? Eu n-am auzit. Nici nu e făcut parcă Mândelul pentru cred că nu e făcut. Cred că este un om deosebit. Și doresc. Am învățat și din punct de vedere religios de la el multe treburi. Eu mi-am pus icoane la țară acolo ca să ne închinăm, să ne... Ce? Cu vârsta începi. Sunt foarte bucuros că are o familie extraordinară de frumoasă. Și nevastă mea mi-a zis acum că așa ceva mai rar găsești. Și în continuare să fie tot cum este și să dea Dumnezeu putere multă. Ce să spun? Aștept să ne invite la nunta de platină, la 75 de ani. La platină, da. La 75 de ani. Da, să fiți de prezenți. Aștept cu mare nerăbdare și pe dumneavoastră de gutare. Și lui și nouă îi urăm sănătate. Îi dorim multă sănătate, fericire, să-i trăiască copiii, nepoții și tot ce-ți dorește să împlinească la acest aniversar. Ca aproximativ 700-800 de subofițeri eram noi, nu? În brigadă. Oh, mai mulți. Mai mulți, cam 1000, nu? Cam 1000. Eu n-am auzit vreo unul să-l vorbească de rău. Dintr-o 1000 de oameni, n-am auzit pe unul să-l vorbească de rău. Mai ales că el a lucrat și la mai sus, așa. Sigur. Păi noi eram mai jos, așa. Deci, când era unul care lucra cu șef mari și cu asta, te cam fereai. Dar de Mândică nu ne feream. Nu ne feream, pentru că el nu se băga în tot felul de... Era o singură problemă, când cineva vrea un ajutor de la el, îl ajuta. Exact. Dezinteresat. Nu. Hai să-l ajut. Adică, și chiar dacă cineva cădea într-o masă proastă, și el știa, mă, nu e bine să spui cuvântul ăsta, e bine să eviți cuvântul ăsta. El îl machia. L-ai luat în brațe pe necurat? Un sfat bun întotdeauna.